Testamentul lui Corneliu Coposu, un document inedit descoperit de fostul secretar personal al acestuia, va fi prezentat la Cluj-Napoca la finalul acestei săptămâni. În vara anului trecut, fostul secretar personal al lui Corneliu Coposu, Ion Andrei Gherasim, a găsit testamentul lui Corneliu Coposu, un document ce a fost făcut public în cadrul unui eveniment organizat la sfârșitul lunii mai în București, iar sâmbătă 16 iunie, testamentul va fi prezentat și la Cluj-Napoca, la Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, începând cu ora 11. În primul rând, la solicitarea unor prieteni, amici de-ai fundației, de-ai noștri, am fost de acord să facem evenimentul legat de testamentul seniorului și să avem discuții interactive cu cei din sală. Eu sper să fie cât mai mulți tineri. Și la Cluj și la Timișoara, la Cluj pe data de 16 iunie, la Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga de la orele 11, iar la Timișoara pe data de 17 iunie, duminică, în piața Sfântul Gheorghe, nou amenajat, am înțeles, de curând, e aer liber și sper să fie și acolo destul de multă lume. Sunt niște evenimente pe care noi le organizăm în speranța în care să adunăm cât mai multă lume care să înțeleagă că momentul actual este un moment în care devine foarte de actualitate mesajul seniorului Coposu pentru politica care trebuie să fie o activitate morală, văzând mai ales ce se întâmplă la un nivel, din păcate, destul de mare în România la ora actuală. Testamentul este structurat în trei. Prima parte este practic dedicată familiei sale, mulțumirile pe care le adresează părinților și surorilor pentru faptul că au fost alături de el de la început și mai ales în cazul surorilor și a mamei în perioada în care el a fost închis în pușcările comuniste. Face legătura între prima parte și a doua parte spunând foarte clar și răspicat că singura șansă pentru România este revenirea la monarhia constituțională, pe care o vede ca singurul sistem viabil pentru această Românie, România care trebuie să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat principii și valori. După aceea există un cod etic, un cod politic special pe care el l-a moștenit de la mentorul lui Iuliu Maniu și mai amintește despre anumite persoane în care el își pune toate speranțele că pot să facă ceva în viitorul apropiat sau îndepărtat. Corneliu Coposu dă un mesaj clar tineretului în care răspune foarte clar să aibă încredere, să aibă speranță, pentru că doar printr-o luptă în care să creadă se poate face ceva pentru această țară. Evenimentul de la Cluj este un eveniment pe care noi, Fundația Coposu, împreună cu Asociația 21 decembrie, am gândit împreună cu doi distinși profesori universitari de acolo, profesorul Virgiliu Țărău, de la Facultatea de Istorie, și profesorul Valentin Orda, care este chiar directorul Bibliotecii Centrale Universitare. Domniile lor au fost cei care s-au ocupat de tot ce înseamnă organizare. Eu le mulțumesc din toată inima pentru inițiativă și pentru faptul că ne-au acceptat într-un lăcaș important al culturii clujene. Singurul lucru pe care mi-l doresc din tot sufletul este ca foarte mulți tineri, studenți și nu numai, să vină, îi aștept cu brațele deschise, să le răspund la întrebări, să le povestesc despre senior, pentru că doar așa, educând tineretul, putem să facem ceva pentru această țară. Deci îi aștept cu brațele deschise pe toți tinerii studenți.